Salutare tuturor, eu sunt Maxis, iar astăzi o să vă arăt niște scheme pe care le puteți face pe Don't Spire Brick Battle. Deci, prima este bomb jump-ul, când vă luați bomba și pur și simplu apăsați, adică o puneți jos, apăsați și săriți în același timp. O să vă sară foarte sus. Următorul truc este bomb flying-ul. Când pui o bombă, te duci în fața ei, aștepți puțin și când explodează sari. Și practic o să dea foarte sus și da, e destul de bună, că poți să ajungi, de exemplu, de aici până la turnul roșu folosind asta, că te da până acolo și da. Ok, următoarea schemă, îmi place să-i zic double jump-ul, deci când ai o sabie și sari, adică, și dai dublu click. Deci cum faci asta? Îți echipezi sabia, sari și dai dublu click în același timp. Și cam așa ar trebui să iasă. O să dea puțin în sus și e destul de bine. Așa. Următoarea schemă se numește, este bracket momentum, cred. Deci trebuie să dai cu racheta în jos și apoi să încerci să sari pe ea. Mă rog, nu sunt chiar expert la asta, dar că o să mai încerc o dată. Ideea e că dai așa. Deci trebuie să dai o rachetă în jos și să sar pe ea. Deci așa, efectiv, o dai în jos, sar pe ea și o să te mai sară puțin în sus. Ok, și următoarea schemă se numește wall save-ul și este tocmai ce am făcut acum fără să vreau. De exemplu, când cădeți, voi nu vreți gen să muriți, da? Când eu cad așa, nu vreau să mor, da? Să zicem, chiar aș fi căzut. Așa că, când cad, îmi pun un perete de ăsta fix sub caracter și mai folosesc puțin și sabia și pic fix pe el. Și v-am arătat acum. Hai să v-am arătat-o. Așa, se face wall save-ul. Și apoi mai am un singur truc, care se numește, nici nu știu cum se numește, practic zbor cu praștia. Deci cum o faci? Deci când săriți de undeva de foarte sus, uitați-vă așa în jos și apăsați de fiecare dată și săriți în același timp, adică așa. Dar ca timp ce v-a dat jos de pe clădire, adică așa. Apăsați în timp ce dați click ca să dați cu parașuta în jos. Și puteți face multe combinații folosind toate aceste trucuri. Da, eu nu sunt foarte bun, că am niște reflexe și de fiecare dată când cad pe perete, am impresia că o să cad pe lângă și se întâmplă ce se întâmplă și acum. Deci da, de exemplu, dacă vreți să vedeți cum se folosesc toate, puteți face ceva de genul. Și da, așa ajungeți la turnul al cuiva. Ați înțeles voi. Oricum, deci cam atât a fost episodul, sper că v-a plăcut și da, toate trucurile pe care puteți face sunt foarte utile, credeți-mă, adică în loc să mergeți așa să vă duceți la baza lui să o distrugeți, mult mai ușor să faceți ce v-am arătat eu acum. Oricum, cam atât a fost cu acest episod, sper că v-a plăcut, înțeles, și probabil la revedere!